Ministrul Justiției Alina Gorghiu a anunțat că în 2024 sunt prevăzute în buget fonduri financiare pentru acordarea 300 de vouchere unor anumite categorii de persoane. Este vorba despre victimele infracțiunilor care vor putea primi vouchere pentru nevoi urgente, cazare, hrană, transport, medicamente. Ministrul Justiției Alina Gorghiu a precizat că aceste persoane pot primi o sumă de până la 16.500 de lei. Venim în sprijinul victimelor infracțiunilor cu vouchere pentru nevoi urgente, cazare, hrană, transport, medicamente. Joi a fost semnat contractul cu operatorul care va emite aceste vouchere. Mecanismul este funcțional. Așteptăm primele solicitări aprobate de instanță. Această inițiativă oferă ajutor rapid pentru cei afectați, care vor avea astfel la dispoziție până la 5 salarii minime brute. 16.500 de lei, a transmis Alina Gorghiu. Beneficiarii pot fi persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, o infracțiune de vătămare corporală, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, o infracțiune de agresiune sexuală, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență, conform anunțului făcut de Ministrul Justiției pe pagina sa de socializare. Alina Gorghiu a explicat și care sunt pașii care trebuie urmați de către un solicitant al acestor vouchere. În primul rând, victima depune plângere la poliție, apoi victima depune la tribunalul de unde are domiciliu o cerere prin care cere avans din compensația financiară sub formă de voucher pentru acoperirea nevoilor urgente și un referat de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente. Cererea se soluționează de o comisie din cadrul tribunalului formată din doi judecători. Dacă este întemeiată, cererea se admite și se stabilește cuantumul voucherului. Hotărârea se comunică victimei și Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Victima cu hotărârea definitivă se prezintă la oricare dintre entitățile publice sau private din listă și primește voucherul în termen de maxim 72 de ore. Apelăm la practicienii, avocați și la cei implicați să susțină acest demers pentru ca fondurile să ajungă la cei în nevoie. Asistența juridică pentru aceste victime este gratuită. Pentru 2024 avem prevăzute 300 de vouchere, dar putem suplimenta în funcție de necesități, a mai precizat ministrul Alina Gorghiu.